Eu am avut
8 lucrări înainte de a pleca din California, în care am intrat la o rugăciune, erau pe genunchi. Nu m-a văzut nimeni că intru cu soția lor. Ei erau un timp de rugăciune. I-am pus pictiri pe genunchi. Și a ieșit o lucrare. Ce bărbatule care ți-a pus în slujba mea. Acum este un timp în care te prelucrezi, te șlefuiesc pentru lucrarea care am făcut. Dar tu, niciodată, să nu te duci nici în dreapta, nici în stânga. Tu să judeci drept, să trebuiești drept cuvântul meu pentru că asta te-a venit. Pe mine, cuvintele acestea, care le iau din partea lui Dumnezeu, eu trebuie să mă țin de ele. Că dacă nu mă țin de cuvântul lui Dumnezeu și de cuvintele care le rostește Duhul Sfânt prin Cuvânt, eu pot să pierd răsplata. Degeaba vreau aici să mă să plec. Degeaba umblu fiecare zi și zic, mă duc cu Domnul, dacă eu nu trebuie pe cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în locul de dragoste, pot să pun numele meu. Și ar veni așa. Dragostea sau Pavel este de lung răbdător. Pavel este plin de bunătate. Și mai departe puteți să citiți cu numele dumneavoastră acasă să vedeți dacă e adevărat sau nu e adevărat. Dacă nu este toate da, atunci e problemă. Ceea ce Apostolul Pavel în Romani capitolul 12 vorbește despre o redresare sau despre o schimbare, despre o roire, despre o viață nouă în Hristos. Și toate aceste lucruri sunt cu luci de amănunte. Astăzi, nu știu dacă la americani, nu știu dacă ați găsit pe internet sau dacă ați spus despre codul etic. Dacă americanii, ca și noi românii, când eram în România, ne învățam la școală sau citeam o carte despre codul etic, în care spunea, dacă ești în autobuz și este o femeie gravidă, să te ridici, să dai loc să stea. Am vorbit cu cineva, zice, în cultura noastră nu aveam voie să stăm lângă o fecioară, lângă o fată. Dacă eram în autobuz, ne ridicam. Lăsam de altcineva să facă. Noi nu aveam voie. Anumite culturi au diferite învățături și reguli pe care le respectă și astăzi. Uitați-vă la musulmani. Nu toți musulmanii sunt din aia ca și la Londra. Nu toți sunt așa. Sunt oameni care sunt foarte respectoși, foarte credincioși în ceea ce în religia lor și au o educație extraordinară. Fetele nu au voie să stea în aceeași cameră cu băieții și nu au voie să mănânce la aceeași masă. Bărbații nu mănâncă la aceeași masă cu femeile. Să nu vă apucați să faceți femeile. Dar, de exemplu, la parie nu se duc fetele dezbrăcate cum se duc în America sau în România, mai ales acolo. Ele trebuie să aibă pantalon până la genunchi. Așa e până acolo. Deci, în religia lor, au anumite strictețe și anumite reguli care și astăzi tinerile din America le respectă. Și toate acestea care le scrie Apostolul Pavel sunt niște reguli de conduită pentecostală. Nu. De conduită creștină, care zice așa trebuie să umblați dacă vreți să ajungeți acolo. Asta este regulă. Nu vrei să respecti cuvântul lui Dumnezeu? Treaba ta. Du-ți alege. Deci, ceea ce scrie Apostolul Pavel și ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu este foarte bun dacă înțelegi. În capitolul 14 zice, în versetul 1, două cuvinte, urmăriți dragoste. Știți că pentru asta eu am fost chemat la comitet? Am predicat despre urmărirea dragostei. Și am zis, frate, tu să-ți vezi de treabă, să nu urmărești pe noi. Am zis, frate, nu așa. Eu vreau să văd, eu te iubesc pe tine, la urmă cu tine. Cum răspunde dragostea mea și atitudinea mea? Înapoi, de la tine. Pentru că asta spune exact. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Iubiți-vă unii cu alții cu o dragoste frățească. Respectați-vă unii de alții. Deci ajutați-vă unii de alții.
citit Apostolul Pavel când a spus lucrurile acestea? Versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Putem să zicem amin? Că o să mai citesc un cuvânt care nu o să vedem. Și o să vedem ce va alegeți. Ăsta, care nu va pieri niciodată, sau celălalt. Până atunci mergem la Galateni, capitolul 5. Că dragostea nu numai este un mod de viață, ci este și o roadă a Duhului Sfânt. Și oamenii, mai ales pe pentecostalii, folosesc două daruri foarte des întâlnite în toate bisericile pentecostale. N-ar vrea să vă pun acest lucru. Cel mai des folosit dintre daruri este vorbirea în limbi. Asta este, dacă te duci la stăruință, asta este primordial. Vorbirea în limbi. După celelalte daruri, nu stăruiesc oameni. Nici nu le cer. Nici nu insistă să aibă nevoie de înțelepciune, de cunoștințe, de putere, de vindecare, de celelalte. Că le frică nu cumva să fie ca sigă. Dar trebuie nevoie, toate cele nouă daruri sunt nevoie de ele în Biserica lui Dumnezeu. Ne întoarcem la cele două daruri folosite. Primul, prin vorbirea lui, și a doilea, în lăuntăloșie. Ăsta e un dar la pentecostal extraordinar. Nu ați auzit așa? Merge din biserică în biserică, zice, am fost acolo, ne-am rugat, am făcut stăruință, s-o botezat cu Duhul Sfânt 18 persoane. De acolo ne-am dus din acolo 25, de acolo nu știu 6. Și când te duci în biserică și întrebi pe pastorul de acolo, cum a fost? Băi, n-am văzut mai nimic, nu știu ce a fost, ce-o zis seara. Dar ăla merge din biserică în biserică și se laudă că ce-a făcut el. Când spune că el, să știți că asta e o dăloșie. Dacă lasă pe Domnul să fie lauda și cinstea lui Dumnezeu, ăla e omul lui Dumnezeu. Ăla nu și-o asumă asupra lui. Ăla lasă pentru Dumnezeu. Pentru că lucrarea asta nu e pentru oameni și nu e de la oameni. Și nu e a oamenilor, este a lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și acum, în roada Domnului, prima care este menționată acolo, dragoste. Deci dragostea e cea mai mare. Nu poți să spui că faci slujbă, nu poți să spui că cânti, nu poți să spui că te rogi, că ești proroc sau orice alt lucru. Dacă nu ai dragoste de Dumnezeu, de aproapele Său, și dacă poruncile astea nu le poți să trăi în viața. Ne întoarcem apoi la textul de seara aceasta și citim mai departe de la versetul 8 din capitolul 13. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea, de fapt. Să nu practicuri, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să nu poftești. Și orice altă poruncă se mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea deci este împlinirea legii. Amin. 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 Slăviți să fie numele Domnului. Dragostea este deci împlinirea legii. Acum, dacă stăm și ne uităm bine la realitățile din vremea noastră de astăzi. Dragostea aceasta despre care noi vorbim, dragostea de Dumnezeu, dragostea de frați unii față de alții, dragostea de a sluji în biserică, este, și noi zicem pe undeva, că dragostea celor mai mulți s-a răcit. E drept ca să o să predici despre lucrul acesta. Acum, mergem la capitolul 24 din Matei, și acolo spune, și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Acum, textul acesta este referitor la dărâmarea Ierusalimului, la timpul acela când Iisus vorbește despre evrei, că ce se va întâmpla, cum va fi atunci și care va fi situația. Deci, un neam se va scula împotriva, altul neam o părăție împotriva, va fi foamete, cutremure, din toate aceste lucruri, decât începutul durării. Deci nu va fi sfârșit, va fi începutul durerii.
Atunci vă da să fiți câniți și vă vor urmări și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Cui se adresează Iisus în textul acesta? Simplu. Evreilor. Nu? Ok. Deci, textul acesta și versetul 12 și din pricina mulțirii părădălegii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Textul acesta arată despre ei. Dar se pare că, și după cum vedem noi astăzi, se pare că în vremea din urmă, dragostea care noi așteptăm să rămână la fel, dragostea nu se va termina niciodată. Dragostea aceasta datorită unor lucruri pe care se întâmplă astăzi, tot fără de lege. Tot fără de lege. Oamenii cad în păcat, oamenii se supără unul pe altul, se vând unul pe altul, se ceartă unul cu altul, se dușmănesc unul pe altul, se urăsc unul pe altul. Exact aceeași situație este în vremea noastră de astăzi, când nu faptul că a venit vara, nu mai vin față la biserică. Este dragostea lor față de Domnul, care nu mai este aceeași ca și înainte. Și în Apocalipsa spune, întoarce-te la dragostea din tâi. Și omul crede că întorcându-se la dragostea din tâi, trebuie să întoarcă la faptele din tâi. Nu! Trebuie să te întorci sau trebuie să mă întorci la dragostea din tâi. Cum îl iubeam eu pe Dumnezeu atunci? Păi frate, am plecat de la Cluj, din capăt de la Troleu, 4 km pe zăpadă, vreo jumătate de metru, de abia călcat, să mergem la stăruință sau la rugăciune în oraș. Mergeam în fiecare duminică la biserică. Nu mi era greu. Stăteam pe carpaț dacă ajungeam și ajungeam. Era atâta lume că nu încăpeam nici pe coridor, stăteam unul om în picioare și transpiram. Nu era condișe. Era un mod de viață pe care noi îl aveam atunci, plin de dragoste, să auzim un cuvânt la Dumnezeu. Să fim acolo prezenți, să simțim fiorul Duhului Sfânt, să fim acolo înăuntru, să nu fim afară. Vorbeam la lucru despre Iisus, nu? Cât că era comuniști, toți știau din fabrică că-s pocăit. Astăzi, nimeni nu știe că ești pocăit. Te duci la lucru, nu știe că-i pocăit, te duci în oraș, nu știe că-i pocăit. Nu știe nimeni. Păi cum se poate așa? Poți să trăiești o viață și să nu te vadă nimeni că ești pocăit, că ești diferit? Nu se poate. Păi tu de ce nu vorbești urât? Tu de ce nu fumezi? Tu de ce nu te duci la discotecă? Tu de ce nu faci asta sau de ce nu faci asta? Pentru că ești altuia, ești în Hristos. Tu iubești pe Dumnezeu din toată inima. Direcția ta, mătrânița ta, ferința ta și nădejdea ta e alta, alta față de ceilalți din lumea aceasta. De aceea, noi trebuie să vedem realitatea și dacă este cineva să spună că vrea să facă azi biserică mai mare, îi spui, stai liniștit, nu-ți cheltui bani degeaba. Dacă vrei să faci un lucru pentru Dumnezeu astăzi, du-te și vizitează pe cineva. Du-te și vorbește de Dumnezeu. Du-te și roagă-te pentru cineva. Du-te și fă o mână de ajutor pentru cineva. Fă ceva practic pentru Dumnezeu. Clădirile astea, într-o zi, o să le iau cineva. Nu uitați ce spun, vremea în care trăim este așa de rapidă și se schimbă cu atâta rapiditate lucrurile în lumea aceasta că noi nu ne dăm seama ce se întâmplă în Washington. Noi nu ne dăm seama ce se întâmplă și ce se prevede viitor. Și eu nu vreau să fac aici politică și să vă aduc numai news-ul din afară, dar vreau să vă spun că noi trebuie să ne pregătim astăzi pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim oamenii aceia care să strălucim în lumea aceasta. Și copiii noștri să vadă o pocăință cu adevărat în viața noastră. Să ne rugăm noi să ardem pentru Dumnezeu. Și când vii și arzi pentru Dumnezeu, aici să aprinde facăra. Și aici se coboară Duhul Sfânt și există minuni și prezența lui Dumnezeu. Și atunci tânărul care vine, fie cum vine, cu cercei, fără cercei, cu coadă, fără coadă, el cade în fața lui Dumnezeu. Tainele inimii lui sunt descoperite și Duhul Sfânt este cel ce-l atinge. Da. Nu fă teorie, nu-i spune cum să se îmbrace. Nu te lupta cu lucrurile firești, pentru că nu o să reușești. Lucrează cu lucrurile duhovnicești, cu armele care lucrează pentru curățirea sufletului și a inimii și vei vedea rezultatele din partea lui Dumnezeu.
Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Lasă-L pe Dumnezeu să convingă. Dragostea să fie fără prevăgătorie. Fie vergoasă mereu și vizuiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească. În cinste fiecare să fie în pietate altuia, nu? Mai facem așa? Dar noi când prinde un avon, gata. 50 de minute nu mai împreși. Am primit astăzi un text message și zice, frate, dacă n-ai făcut cumva program, fii cu măcar luna asta. Ce bine. Ține studiul biblic în fiecare zi și după masă ține câte o predică. Și le-am mai spus. Zic, fraților, știți care e treaba? De ce nu m-au zis predică la dată? Pentru că unii veniți dimineață și alții veniți numai după masă. Dacă predic dimineața, voi nu m-ați auzit. Și dacă nu veniți, treaba voastră. Ați auzit că mai recent m-a spus fratele meu duminică și vreau să completez ceva. În Corinte zice, vândem fraților pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos să aveți toți același fel de vorbire. Vorbim unul într-un fel și unul altul, nu? Oamenii nu mă sună pe mine să zică care e motivul sau care e situația, dar ei vorbesc. Încă nu s-a schimbat nimic la dată, dar ei știu că s-a schimbat sau că s-a schimbat. De unde știu că s-a schimbat? Încă nu știu. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip de săvârșit într-un gând și o simție. Iată Biserica lui Dumnezeu. Căci, fraților, am aflat despre voi, de la Cleoi, că între voi sunt centri. Deci ai aflat de altcineva ce se întâmplă. În California au aflat altcineva despre ce se întâmplă la Dallas. Și m-a sunat. Bă, ce ai pățit acolo? N-am pățit. Totul e la locul lui. Frații de la Afri, cum sunt acolo, sunt acolo. O, dar ți-am auzit că vine Mișca. Slavă Domnului! Cum adică? Tu, păstor, spui slavă Domnului că vine altcineva. Ia slavă Domnului! Dacă vine Mișca, eu mă pot mișca. E sigur. Am libertatea să nu mai stau acasă. Pentru mine nu-i problemă dacă vine altcineva. I-am ajutat și le-am promis că-i ajut până când își stabilesc cu Hristosul ce fac. Dar oamenii nu știu și atunci vorbesc altcineva. Bă, n-a rezistat, n-a făcut nimic acolo, n-a putut face. Le-am spus fraților de la Dallas, să aduceți pe cine vreți cu doctorat. Puteți să schimbați păstorul fiecare an, dacă nu vă pocăiți, nu o să meargă bine. Problema nu este păstorul, problema este biserica, unitatea, pocăința, apropierea de Dumnezeu. Și le-am dat exemplu. Și vă dau și vouă. Și nu-i secret. Uitați-vă la Hristos. Un păstor i-a găsit acolo. Nu-i mare predicator, să știți. Nu-i mare predicator. Nu-i cheamă nimeni la nicio evanghelizare și nicăieri. Dar e un om bun, sufletist, un om la locul lui, un om care dă dovadă de credință. Și ceilalți din jurul lui îl iubesc. Ăsta e secretul. În secret, îl iubesc, îl respectă, îl ajută și dau tot concursul. Ca să meargă biserica bine. Pentru că scopul este biserica, nu păstoria. Și când oamenii înțeleg cu adevărat scopul și direcția care merg, acolo e pace, acolo e bucurie, acolo crește. De aceea la Hristos merge bine. Pentru că legătura lor frățească este bună. Să zicem și noi, Doamne ajută! Mergem mai departe să trec puțin prin textul acesta. Mă gândeam la fiecare lucru, dar îmi scapă de minte, că nu mi-l-am notat. Zice, însă cuință fiți fără pregeri. Treceți cuvântul ăsta, nu l-am folosit, nu-i așa? La unii nu există decât așa un foc de pare. Preceți ar veni continuitate, un fel de sârbință care să meargă mai departe, să continue. Unii vin la biserică, aleluia, slavă Domnului, s-o întorc și după aceea scade în activitatea lui față de biserică și față de Domnul. Fiți plini de râvnă cu Duhul.
Iată cum spune, plin de râvne cu Duhul. Pune atât accent pun pe trupul ăsta și atât îl schimonosesc și îl pun. Nu știu dacă ați auzit că la, în țară, când eram copil, în zona Târgu Mureș și pe acolo, prin zonele alea, oamenii umblau și au șalopetă și cizme fără șosete, că să fie mai smeriți înaintea Domnului. Vă dați seama ce înseamnă vara să umbli cu cizme fără șosete. Așa o înțeles. Slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde. Poți să te bucuri dacă nu ai nicio nădejde? Nădejdea noastră e Dumnezeu. Nădejdea noastră e mare. Noi avem un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Domnului. De aceea noi sunt plini de bucurie, pentru că vedem ce ne așteaptă. Doamne ajută-ne! Fiți răbdătorii de casă. Ați auzit oameni care se roagă, surori care se roagă, Doamne, dă-mi răbdare? Știți ce cer? Ei nu știu ce cer. Zice, Doamne, dă-mi necaz, că numai necaz poți să avea răbdare. Și ei nu știu ce cer. Doamne, dă-mi răbdare. Cer necaz. Stăruiți în rugăciune, asta o faceți. Ajutați pe Sfinți cât sunt în nevoie. Aici facem noi, dar e categorii simplu. Ăsta n-are nevoie. Deci știți că lucrarea lui Dumnezeu e din ajutorul nostru care face. Foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. La noi există cineva care se pregătește să meargă în Africa, la Temat și pe mine. Se ducă mai multe mașini de cusuri. Se ducă utilaje cu foc. Se învețe pe ele din Africa. Nu numai să tăt capete de la America sau de la România. Se învețe să scoase hăinuțele. Să învețe să vedeți că lucru mare? E mare. A auzit cineva din Uganda și a zis, îmi trimit 4-5 tineri acolo, fete, să învețe să coasă și să vină înapoi să învețe pe celălalt. Se aude de la un alt. Dar pentru toate acestea, mașinile de pusut, bani, de trimis, transport, toate astea, nu poate să facă o simplă persoană că bagă loca sau nu știu cine vrea să facă lucruri. Deci să facă toți împreună, să pună mânuța și să zică, hei, vreau să trimit și eu acolo, vreau să ajut și eu, vreau să dau și eu ceva în numele Domnului. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat primitori de oaspeți sau să ajutăm pe cei în nevoie. Fiți primitori de oaspeți, bucurați-vă cu cei ce vă... Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Aia e cam greu. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceeași simțăminte unui față de alții. Asta foarte des se întâmplă. Ați văzut? Noi am crezut că frate la ureu nu mă iubește. Și îmi vorbesc de rău. Sapă din prin spate. Dar mă trezesc într-o zi și eu fac ceva rău. Am avut aceleași simțăminte, nu? Nu lasă să repede. Să avem aceleași simțăminte unui față de alții. Să ne ajutăm de cauză. Nu umblați după lucrurile înalte ce rămân din cele smerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Haideți să citim din Proverbe, poate referă la toate lecuțe pe care arată nu. Încrede-te Domnul din toată inima ta și nu te îngrijui de înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Știți ce se întâmplă cu asta? Capeți vindecare. Să spun de ce. Zice, aceasta aduce sănătate trupului tău și răcorirea voastră locală. Mulți se îmbolnăvesc din cauza răutății, invidiei și altor lucruri pe care ei și singuri și le fac. Amărăciunea în inima omului nu vine din afară, vine din inăuntru. Pentru că el se amărește. O, n-am putut face asta, n-am putut face asta. Pretenții care le are mai mari decât posibilitățile lui. Doamne ajută-ne. Vreau să închei. Dacă este cu putință, întrucât atât de nevoie, trăiți în pace cu toți oamenii. Atât de noi, frate. Atât de bine să trăiesc în pace cu fratele Aurel, cu fratele Aurel, cu sora. Atât de noi. Doamne, ajută-ne. Ajută-ne, Doamne, să putem trăi pentru Tine și împărăția Ta. Atât de noi. Atât de noi să îmi deschid inima. Atât de mine să viu acasă Domnului. Atât de mine să vorbesc cu alții despre biserică. Atât de mine să vorbesc din gură un cuvânt de dragoste, de părtășie, de relație bună. Atârnă de mine, atârnă de tine.
dragul meu, cei care nu vin, încurajați-i, când vă întâlniți cu ei, nu îi loveți cu cuvinte, nu îi vorbiți, cum a vorba românească, așa mai flegmatic, bă, dacă te-ai concret, dacă nu știu ce, și vorbesc cu oamenii fără ei, du-te la el și spune-i despre dragostea lui Dumnezeu. Vezi care este problema lui, care este motivul lui de nu vine la biserică. Apropie-te de el. Fără să te simtă că tu îl iubești. Fără să te simtă că tu ești pentru el. Fără să te simtă că tu vrei dragostea lui și bunătatea lui și viața lui să fie pusă în îndreală cu Dumnezeu. Fără să vadă dragostea și el m-a urmărit în viața ta și tu mi-ai urmărit în viața noastră. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să trăim pentru tine și tu să fii Domnul și Stăpânul vieții noastre și într-o zi să fii cu tine pentru cei. Amin. Amin.